cât de greu a fost organizat acest eveniment? Foarte greu, pentru că au fost puține persoane în echipă, că suntem, și mult de lucru. Proiectul a fost câștigat de la Fondul pentru Tineri, programul de grantul Mecii Luna 6-a și cu ajutorul primăriei satului Mestești. Mă numesc Natalia Petrea, sunt directorul Celutele Nicostești, membru a juriului concursului Tinerii Talente Nicostești de astăzi, care are loc cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Vreau să spun că avem o participare masivă a copiilor și tinerilor la acest concurs, fapt care dovedește că sunt foarte interesați și dornici de asemenea concursuri. Avem o prezență a copiilor masiv și sperăm că vom avea o serată, o seară, o zi minunată. Avem întoi este concursul și acum așteptăm prestanța copiilor și a tinerilor care au venit astăzi la concurs. Cum de te-ai hotărât să participi la acest concurs? La acest concurs pentru a câștiga mai multă practică, experiență, dar să nu uit că muzica este de fapt pasiunea mea cea mai mare, este un hobby pe care îl practic cu multă plăcere, care munca căruia îmi face o deosebită plăcere și Oh,